Vadim Sainsus este alături de noi în această dimineață, un domn împătimit de muzică, cum spuneam și mai devreme, dar unde v-ați retras la canapea? Pentru că trebuie mai întâi de toate să ne cântați, să ne încântați așa cum o faceți acasă, da? Bine. Ce melodie cântăm în această dimineață? Au florit castane în Chișinău, o piesă tematică anume anotimpului de astăzi. Așa, și dumneavoastră veniți din centrul Republicii, de unde? Da, din centru, din raionul Grigoriopol. Și acolo n-au florit castanii? Acolo castani tot sunt, dar în municipiu floresc mai bine și mai devreme. Haideți, convingeți-ne de acest lucru. Bine. Se plimbă fate tinere de-ale, cu ochii albastri florile mângâie, și ninge cu petale-n pleata ei, iar vântul-i cântă-n frunze o simfonie. Și uite, luna iese la vâna, ea taina-ndrăgostiților vighează, apoi și-ascunde razele prin flori, și patima sărutului trădează. Orașul meu-n straineț, cu brațile pline de flori, ghirlandei de copaci pe străzi, m-au încântat de atâtea ori. Ghirlandei de copaci pe străzi, m-au încântat de atâtea ori. Vadim Sainsus a fost alături de noi în această